Da, suntem din nou în direct. Rămânem la un subiect tot pacii. Un profesor a fost reținut după ce a luat șpagă pentru că o elevă să ia bacalaureatul. Așadar, un alt caz de trafic de influență. S-a terminat cu doctorii, am trecut la profesori. Da. Astea au fost subiecte de care foarte, foarte multă vreme s-au vorbit numai în șoaptă. Sau, mă rog, toată lumea comenta despre ele, dar nu venea nimeni să-ți spună, uite, am dat atâta ca să îmi rezolv problema. Toată lumea zicea, dacă nu dai, nu se întâmplă. Și exact ca și în sistemul de sănătate, de mult spune. Deja cred că să nu lovești să nu ating, la valiera, se aud zgomote, mai ciudat. Eu foarte mult timp am crezut că asta, în povestea asta, e foarte multă legendă urbană. Uite, m-am convins că nu. Uite fotografia din pagina 5. Da. Ce poate să fie mai jenant decât un dascăl, și trist în același timp, decât un dascăl scos în cătușe? Da, adică un politician, bă, parcă este bine, nu? Te aștepți cumva. Dar la... Cum sună asta? Că la un politician este bine așa cum... Bă, nu, știi, nu sunt fan cătușe. Nu, e o imagine care cred că strânge în spate pe oricine. Îmi aduc aminte că cred că una dintre primele persoane publice pe care am văzut-o cu cătușe la mâini, dacă nu chiar prima, a fost Dinu Patriciu. În 2005, cred. Apoi a devenit o obișnuință, adică dacă n-ai trecut măcar 24 de ore și prin pușcărie ca politician, cred că nu dă bine la CV. Nu ai șansa unui loc eligibil. Dacă nu n-ai trecut și pe acolo, înseamnă că nu, eu știu, nu confirmi. Corect, corect. Partidul are niște așteptări de la tine. Dacă nu n-ai și stagiul ăsta obligatoriu... Un pic la beciu domnesc, da? Nu se potrivește. Mă, dar la dascăl și la doctori, nu-i din filmul ăsta. Vorba ta, strânge în spate. Strânge în spate și destul de tare, adică... Adică profesorul ăsta, ce salar putea el să aibă? Pe undeva pe la 1600... De lei. Poate 1600-2000 de lei, să zicem că avea. E tânăr, cred că vreo 30 de ani, 32 dacă are. Deci i-a trebuit să se murdărească. Deci avea... Deci a primit, e vorba de o șpagă, ca să-i spunem așa, de 600 de euro în două tranșe, urmând ca acesta să exercite influența asupra Comisiei de Corectare a Lucrărilor de la examenul de bacalaureat. Deci șpaga asta oricum mai împărțea, mai dădea ceva pe acolo, pe aici, pe ce-o fi. De ce ai face asta? În învățământ, uită-te la figura lui. Cariera este terminată, da? Ca dascăl, nu cred că va mai putea să mai meargă vreodată la catedră. Bănuiesc că e un domeniu la care cazierul judiciar și mai ales o reținere, bun, instanța este cea care stabilește. Dar imaginea asta nu poate fi ștearsă din mintea nimănui niciodată. Cum să mai mergi la catedră? Și atunci pentru ce? De ce a făcut asta? Ce se întâmplă sau cum au funcționat lucrurile? Ții minte perioada, tot așa, la capitolul legendă urbană, când se strângeau bani la bacalaureat? Și despre asta am auzit. Și despre asta am auzit. Știi, suntem exact pe chestia. Și despre asta am auzit, pentru că practic, știi cum, bă, cât mă enerva chestia asta, pe vremea mea nu se strângeau bani pentru bacalaureat. Nu. Deci nu aveam... Domne, să fie de protocol. Și calculai, domnule, cam cât ajunge protocolul ăsta. Bă, dar las că-i bine. Dar ce, ia mașină? Da. Nu, când eram eu în liceu, nu a fost asta. Da. Nu. La... M-am temut de examenul de bacalaureat ca altceva. Am biruit asta, altă poveste. Și la facultate, la examen, puneam toată grupa... Nu puneam bani. Mergeau băieții din grupă
noaptea, pe, prin Iași, pe Copou, că era... Culegeau flori. Așa, la în sesiunea de vară, erau flori în, cum se cheamă asta, în straturi, cum se numesc astea care sunt pe stradă? Aliniamentele urbane. Așa, erau flori și veneau cu trei trandafiri la examenele pe care le aveam cu profesoare. Noi am avut foarte puține profesoare, cred că două sau trei am avut în facultate, restul numai profesori. Și le puneau pe masă, dar în niciun caz nu înduioșau aia trei trandafiri, era... Hai să mai ales că miroseau în cap... A proaspăt, a grădină. Dar nu erau povești de astea cu bani, cu prostii, cu... Nici nu auzeam. Se zvonea că studenții străini își aranjează la doi profesori, cred că erau, dar cum își aranjau? Că le făceau abonamente la două reviste de specialitate și asta se spunea tot timpul că... Uite, ăla și-a aranjat pentru dar că... Dar eu am avut în grupă doi studenți arabi care învățau de lăsăreau capacele. Adică ei au terminat facultatea, colegii mei au terminat facultatea cu medii peste 9, amândoi. Pentru că îmi spuneau, chiar am întrebat la un moment dat, de ce se străduiesc așa tare când merg înapoi în țară, într-o zonă de conflict? Mai, eu dacă nu învăț, dacă nu știu, eu mor de foame. Da, realitatea, cu alte cuvinte, îi aștepta crudă acasă. Apropo, uite, de... am să-ți mai spun, mai era ceva. Aveam și câțiva colegi, copii de vipuri. Ce însemna la mine în facultate copil de VIP? Că nu-ți faci părintele de rușine. Că trebuie să înveți cel puțin la fel de mult ca ceilalți, dacă nu mai mult, ca să nu-i crape lui tai cât obrazul de rușine când dă ochii colegii lui. Eu nu pot să spun că am avut colegi care au fost favorizați în vreun fel la examene. Erau copii, nepotul unui profesor de la igienă, de exemplu, a fost coleg de facultate cu mine, mai aveam unul taică-su tot așa, era medic, șeful, nu știu ce, inspectorat de ăsta de sănătate publică la vremea aia. Deci asta însemna să fii copil de VIP. Da. Ai răspunderi suplimentare față de ceilalți colegi, că te știe lumea. Te duci ca prost acolo, aveai profesorul de medicală sau ăla de anatomie, era, eu știu, prieten de familie cu unchiul tău și îl știai că l-ai mai văzut pe la unchiul tău prin casă. L-ai văzut în casă, da. Păi cum te duci tu și stai ca loaza în fața lui la examen și nu știi să spui două vorbe, când te mănâncă ăla, nu alta? Îți scrap obrazul de rușine. Băi, să știi că chestiunea asta am experimentat-o și vreau să spun că foarte mulți de pe generațiile alea mai din urmă, din care facem și noi parte, au următoarea chestiune și spuneau, domnule, ar trebui să vă studiem un pic mai mult. De ce? Păi foarte simplu. Sunt mulți din... nu vă prezentați la examen fără să știți la greu, cum ar spune unii, dintr-o singură, din rușine, mă. Adică, cumva e generația la care, băi, cum să merg acolo și să nu știu nimic? Max, eu am avut, în ultimii ani, am tot dat examene. Da, și acum. Și acum, da, încă da. Mai am examene, dar oamenii ăia mă cunosc. Da? Uite, mă văd acum la televizor și eu mă duc săptămâna viitoare, de exemplu, și dau examen cu unul din ei și stau ca vaca, uite așa, în fața lui și mă uit cu ochii mari și nu știu, și el să-mi dea notă și să mă treacă. Mai dau eu ochii cu el vreodată în viața mea? De rușine. Și uite-o și pe proasta aia, uite, mă vede acum și am avut-o la examen ieri. Habar n-avea ce-i cu ea, nu știa să lege două vorbe. Poți? Nu poți. Nu, cred că e cu... Păi, Dana, dar spune-mi așa, nu-i frustrant când știi cam cât ți-a păpat ție din existență, ție și altora, crearea
lucrări de masterat, a unei lucrări de doctorat, cam cât se muncește. Și când îi vezi pe ăștia prin Parlamentul României... Doctori toți, mă! Bă, mai dar pe bune, adică... Mai rău, ca în mai rău, mai ceva ca în spital. Cum ai intrat, îți doctor de la un capăt. Auzi, mă uitam când a... De, mică paranteză, ține minte ideea. Îl vezi. A intrat în Parlamentul României. Până aici nicio chestie. În perioada cât a fost parlamentar, deci a muncit, a mers de colo-colo, deplasări, a făcut două masterate și un doctorat, sau două doctorate și un masterat, în apărare, în ceva. Da, toată admirația. Păi mă uitam la pe bibliografia de la teza de doctorat al ăsta, numărătorul de table, Oprea. Așa. Gabi Oprea, 25 de titluri la bibliografie. Cum, Doamne iartă, mă, să duci cu 25 de titluri la bibliografie când pentru un referat de ăsta uzual de doctorat sau pentru o lucrare pe care trebuie să o ai publicată, pentru că ai un număr minim de lucrări pe care trebuie să le prezinți pe cele publice, să le publice în reviste de specialitate, acreditate, pe perioada anilor de doctorat, ca să intri să susții teza de doctorat, îs mai mult de 25 de titluri. El pentru toată lucrarea, frate, pentru teza lui de doctorat, a venit cu 25 de titluri. Dar și la alea 25 am îndoieli serioase că le-a citit. Când Dumnezeu, deci să fii și ministru, să ai și afaceri, să fii și parlamentar, să faci o grămadă de alte lucruri, bă, toată admirația dacă reușește. Băi, dar îți dai seama ce capabilități avem noi în țara asta dacă reușesc să fac acest lucru. Deci, în 1024 de ore nu mi-ajung să fac toate lucrurile. Și asta, nu fac naveta până la București. Da, asta înseamnă că sunt eu dezorganizată. Că nu știu să-mi planific adică așa cum trebuie. Adică suntem umilitori de dezorganizat. Suntem slab pregătiți. Capacitatea noastră de a mai absorbi informații este zero comparativ cu cea a parlamentarilor. Deci e cumplit, crede-mă. De fiecare dată când văd CV-ul unui parlament, uite-mă câte de-astea de a făcut. Știi care-i riscul? Și cred că aici am ajuns. Că, pe de o parte, nu mai poți să mai faci o distinție corectă între un doctorat făcut pe bune și unul la apelul bocancilor. Și, pe de altă parte, că nu mai are nimeni încredere și nu mai are nicio valoare, îmi pare rău să spun asta, dar în comunitatea științifică, în comunitatea de cercetare, nu mai are nicio valoare doctoratul. Pentru că există astfel de cazuri. Și revin la aceeași poveste ca și cu primarul de la Salcea, nu este vina celor care au doctoratul, ci vina celor care le-au dat doctoratul în aceste condiții, care i-au acceptat, care i-au încurajat să continue și care la final și-au pus semnătura. Bun, acolo la academiile lor de 7000 de feluri militare și-au dat ei între ei, adică a fost greu până s-a format primul lot de doctori. După aceea au fost... Primul îndrumător. Ești îndrumător? Da. Ha, gata, am rezolvat-o. După aia și-au dat unii altora, știi? Da. Și numai îi vezi că apar cu doctor în coadă. Ți-am zis că mai ceva ca la spital. Dar, din păcate, aici s-a ajuns. Sper să se facă ordine și printre doctorate. Da. Apropo de studenți străini care vin la studiu în România și învață pe rupte, da? Din povestea asta este și doctorul Raed Arafat. Da, familia doctorului Arafat a venit de vreme în România. Doctorul Arafat e, cred că, de pe la 12-13 ani, mai maxim 16 ani, s-a stabilit familia în România. Și a fost exact din povestea asta, domnule, trebuie să învăț. Da. Să-mi găsesc rostul. Da. E, ca să spunem așa, ceea ce vedem la capitolul refugiați, printre aceștia sunt și asemenea oameni. Da? Da, adică și nu toți și sunt nu puțin. Răi, nu, și toți puțin, sunt, nu toți sunt analfabeți. Și sunt și asemenea oameni. Mi-aduc aminte valul de simpatie de care beneficia Raed Arafat la un moment dat.
care prin felul lui de a fi, prin implementarea sistemului SMURT, prin ceea ce a făcut și ca și secretar de stat în Ministerul Sănătății, cu alte cuvinte, o persoană sau o personalitate, nu, o persoană foarte importantă în acest angrenaj, a beneficiat la un moment dat, fie vorba între noi, și de un val de simpatie absolut enorm. În momentul de față s-a diminuat. S-a lucrat așa, bine, da. la temelie. Asta e varianta delicată și frumoasă când o spui, s-a diminuat. Da, valul de. Da, pe asta e, a intrat în recul valul. După colectiv, după tragedia de la colectiv, principala... De unde în prima fază, vai ce intervenție, bă, da, salvatorii, da, oamenii care așa... Toate loviturile s-au îndreptat, țintit către doctorul Arafat. Nemeritat, după părerea mea. Și ca picătura chinezească, acționând zi de zi, s-au văzut și efectele. Pentru că de unde atunci toată lumea se uita, când vorbești tu de protestul respectiv, care a fost în București și cred că și în țară, toată lumea se uita cu maximă simpatie către doctorul Arafat și îl susținea. A fost o perioadă destul de lungă, da, când Arafat chiar avea o imagine foarte în regulă. Da, și principiul care era valabil atunci este și acum. Doctorul Arafat s-a opus categoric privatizării sistemului de urgență din România. Asta face și acum. Mă situez pe același principiu. Sunt de părere că România și populația din România nu poate să ducă un sistem medical integral privat și cu atât mai puțin un sistem de urgență privat, pentru că există o categorie foarte, foarte largă de populație care nu cotizează. Nu-și permite să cotizeze niciun leu la asigurările medicale de sănătate și care are nevoie de îngrijire, de servicii medicale permanente. Să luăm numai județul Suceava, dar asta se extinde și la nivel național, unde sunt în jur de 500.000 de asigurați medicali, din care plătitori efectiv sunt 130.000. Ceilalți sunt asigurați în virtutea legii, deci ei nu plătesc niciun leu pentru asigurări de sănătate. Copii, persoane cu handicap, persoanele care... În vârstă, pensionari cu venituri mici, da, asistații sociali. Deci în România asigurări de sănătate se plătesc de 10 ani, din 2006 încoace. Suma care se plătește la asigurări sau procentul care se plătește la asigurări este mic, între 5,1 cred sau 5, și a fost o perioadă în care era 7%, să zicem 8%. Raportat la salariile care sunt în România, eu am făcut un calcul altfel. Am spus că la un salariu de 2000 de lei, suma pe care o plătești într-un an de zile la sănătate se duce undeva, acum fă-ntu transformarea, la 100 și ceva de milioane de lei vechi, 200 de milioane maxim. Hai să zicem 200 de milioane. 200 de milioane maxim într-un an, da? Nu, stai, nu, vorbesc prostii. În 10 ani ar însemna că ai cotizat la asigurări de sănătate în jur de 200 de milioane vechi. Da. Cât vin? 20.000, nu știu, deci vorbim chiar, cu bani vechi, așa. Da. Cu 200 de milioane de lei vechi, strânși, să zicem, cu ghilimele de trebuie să stai 40 ori. Da, zi. În contul tău, dacă ar fi conturile astea individuale, așa personalizate pentru fiecare, de ce poți să beneficiezi? De exemplu, de o lună de terapie, sau nu de o lună de terapie, de unul din medicamentele de care ai nevoie în cazul în care ești diagnosticat cu cancer. Da. Deci sunt medicamente compensate în Programul Național de Cancer, care o cutiuță de aia de care ai tu nevoie într-o lună de zile costă cam 100 de milioane și tu ai nevoie de două cutiuțe de alea.
Și cam asta înseamnă asigurările de sănătate. Foarte multe persoane care au nevoie de servicii, care primesc servicii medicale și care nu cotizează la sistemul asigurărilor de sănătate. Și revenind, în urgență, toată lumea este consultată și tratată, investigată și tratată. În urgență, face analize gratuit, un computer tomograf eventual, dacă consideră medicul care te-a văzut, consideră că are nevoie de el pentru un diagnostic cu certitudine, radiografii și o grămadă de alte investigații care toate sunt plătite de cineva. Cine le plătește? Acest buget al asigurărilor de sănătate. Pentru urgență plățile se fac separat, nu vin prin Casa Asigurărilor de Sănătate, dar tot de la bugetul comun. Ori, dacă privatizez sistemul urgențelor, cine își mai poate permite să beneficieze de servicii medicale? Doar cei care plătesc. Ai ajuns în urgență, îți dă primul ajutor, da? Să spunem că în pachetul de bază, te-a scos din problema care te-a dus la urgență, dar mai departe, afecțiunea care a provocat problema care ți-a pus ție viața în pericol, că asta înseamnă urgență, da? O afecțiune medicală care îți pune atunci viața în pericol. Urgența tratează problema medicală respectivă fără să meargă mai departe la cauză. Mai departe te duci tu la medicul specialist, la medicul de familie, unde duci să tratezi cauza. Da. Urgența tratează efectul, atunci pe moment. Or, dacă tu ai asigurări sau îți există doar acel pachet de bază gratuit, ce faci cu oamenii ăștia care nu-și permit, efectiv, nu-și permit, nu să-și permite niciodată să plătească asigurări de sănătate? Ce faci? Îi lași să moară? Deci de asta suntem acum la raportul, cel puțin pe județul Suceava, 500.000, din care 130. 130 plătitori. Ăsta e un raport care se menține cam peste tot în țară. Cam ăsta e la nivel național. Raportul aici, între plătitori și asigurați. Trebuie să mă gândesc eu. Da, ăștia de îi trimitem acuși și acuși în Parlament, știi? Ar trebui să gândească cum fac ca suma asta să fie cât mai îndestulătoare. Cum să cresc raportul și procentul? Pentru că dacă ar crește numărul de copii în toată povestea asta, e de bine, pentru că asta înseamnă că peste vreo câțiva ani ai o perspectivă mai frumoasă. Dacă are cine să mai cotizeze, dacă copiii în țară și se angajează și produc în sistemul economic românesc. Dacă numărul de pensionari e mare, îndrăznesc eu să spun iarăși un lucru bun. Asta înseamnă că speranța de viață după pensionare e în regulă, că ai și tu să te gândești pentru ceva. Problema e că numărul de cotizanți este mic și asta, baza de cotizare, poți să o crești doar prin crearea de muncă. Locuri de muncă sau condiții economice favorabile ca să fie cât mai mulți întreprinzători, da? Cât mai puțin asistați pe lista. Exact, aia. Dacă mie merge bine afacerea, procentul de asistați mă extind, care? Încep cu 2 angajați, merge bine afacerea pentru că sunt încurajat de taxe și impozite suportabile, de o legislație economică în regulă care mă încurajează să-mi reinvestesc profitul. Astăzi am 2 angajați, peste 3 ani am 5 angajați. Îmi dezvolt afacerea, ajung la 10. Toți ăștia, la rândul lor, nu sunt asistați social, primesc un salariu de la mine și fiecare la rândul lui plătește taxe și impozite, cumpără, asigură bani în circuitul economic, deci lucrurile funcționează. Am o firmă în care lucrez doar eu cu familia mea. Eu și familia mea suntem toți plătitori de asigurări de sănătate, de asigurări sociale, deci toți cotizăm la bugetul de stat. E valabil și partea cealaltă. Bugetul de stat sau bugetul fiecărui minister și fiecărui instituție în parte corect distribuit. Deci nu mai aud de retrocedări și cum se cheamă alea, plăți de sute de milioane de euro
că nu știu care erau oripilat că au auzit de o șpagă de 9 milioane de euro pe undeva prin Occident. Noi suntem aia cu șpăgi, cu acuzații de șpagă de sute de milioane de euro, nu 3 lei. Cu bani de aia de la fondul proprietatea la fel, de 10 de milioane de euro. Aflăm în fiecare zi că s-au cheltuit bani total aiurea, că s-au achiziționat echipamente medicale pe la spitale prin țară și stau nefolosite de ani de zile, că s-au achiziționat echipamente care deja sunt uzate moral, că... Și n-au fost încă băgate în priză. Exact. Că se cumpără medicamente dirijat doar de cei care achiziționează medicamente pentru diverse instituții publice, cum ar fi centre de plasament, centre de reabilitare neuropsihiatrică, dirijat doar spre anumite lanțuri farmaceutice, ceea ce iarăși nu este în regulă. Deci, dacă s-ar umbla în dublu sens, odată la diminuarea cât se poate să se diminueze corupției, iar pe de altă parte pe asigurarea climatului economic favorabil, cred că lucrurile ar funcționa mult mai bine. Deci, din punctul meu de vedere, nu privatizarea sistemului de urgență este soluția. Am înțeles, iar pledoaria ta, din punctul ăsta de vedere, este una, îndrăznesc eu spună, foarte ancorată în realitate și ca unică măsură normală și de bun simț și logică prezentată, dar aș vrea să spunem la modul următor. Trăiesc cu senzația personală și aici pot să răspund cu da, nu, sau prefer să nu comentez. Trăiesc cu senzația că în momentul de față se întâmplă foarte multe lucruri care seamănă cu un atac la ceea ce înseamnă sistemul medical din România, un atac către Casa de Asigurări de Sănătate, o încercare a privatizării. Eu așa cred că seamănă cu un atac. Mie. Așa mi se pare și mie, pentru că este una din... Casa de Asigurări de Sănătate este una din instituțiile dintre instituțiile din România care gestionează cei mai mulți bani. Nu știu dacă nu cumva este pe primul loc, dacă nu cumva are cele mai mari resurse și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt bani adevărați, nu sunt file de buget, bani reali, de aia pe care poți să-i pipăi. Da. Și atunci, clar că e o... Știi, ca la... Dacă mai ții tu minte, erau desenele alea animate când de la Tom ochii? Și Jerry, când se învârteau ochii și se vedeau pungile alea legate cu bani, ca la punguța cu dolari. Bani, cu dolari. E cam așa, cred că sunt unii care au ochii cu... Li se învârt ochii așa în cap când se uită spre Casa Asigurărilor de Sănătate. De câțiva ani asta mi se pare și mie că ar fi principala miză. Deci nu sunt singurul paranoic, asta da, e bine. Da, cred că am dat și eu în paranoia. Pentru că altfel nu mi-explic de ce se întâmplă atâtea lucruri care poate la prima vedere ar putea să pară independente unele de celelalte, dar undeva există așa un fir subțirel așa pe care le leagă. Îți pui ochelar de aia ca la firmele 3D, știi, și îl vezi. Că da, da. Nu-i chiar invizibil. Da, trebuie doar să citești printre rânduri. Oricum, pentru că discuția noastră a pornit de la Raed Arafat, trebuie să spunem că Raed Arafat vine duminica la Suceava și mânează drapelul de luptă al pompierilor militari suceveni. Aici o să am o mică răutate. Am asistat la momentul în care unitatea militară de la Dumbrăveni a primit drapelul de luptă. În 2 ani s-a desfințat. O, Doamne! nu mai veni și cu scenarii de astea. Ce de realitate, adică zic ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Băi, să sperăm că nu ajungem în situația în care și Inspectoratul pentru Situații de Urgență se privatizeze. Știi, dar apropo de ISU, dacă ții tu minte, acum vreo câțiva ani au fost câteva proteste pe la Cotroceni, s-au dus polițiștii pe la Cotroceni și au aruncat cascheta cu ieși afară. Nu cred. Javră ordinară sau cum strigau ei acolo. Ieși afară, javră ordinară. Așa, deci polițiștii s-au dus și au aruncat caschetele și au protestat. Jandarmii au fost cei care au asigurat paza ca să nu iasă să nu mai degenereze ceva, da. Unde s-au făcut restructurări și concedieri? La ISU.
Deci când au fost, că din Ministerul Administrației și Internelor, cum se chema pe atunci, trebuie să plece atâția angajați cu, cu plăți compensatorii, cum o plăc, cum unde, vor fi plecate. Din ciclu unde dai și unde crapă. Așa. Deci nu s-au făcut disponibilizări din poliție, nu s-au făcut de la jandarmi, s-au făcut de la ISU și au ajuns cu, cu deci așa mare... Bine, deficit de personal este în tot Ministerul Administrației și Internelor. Dar cred că la ISU se, se vede foarte bine, mai ales când au, când sunt intervenții de amploare, cum a fost la un cazul inundațiilor, când din păcate au, au avut de prea multe ori ocazia să intervină. Oricum, mâine și duminică, adică de la sâmbătă și duminică, sucevenii vor fi instruiți de caravana SMURD pentru a face față situațiilor de urgență. Care Suceveni? Adică oricine? Da. Da, e, de... Că văd așa, centru mobil de pregătire a populației și personalului de intervenție. Da, au, va fi o, sâmbătă va fi această caravană mobilă, un adevărat maraton de acordare a primului ajutor pe stadion, în prima parte a zilei, până la două, cred. Dacă nu-i meci, corect. Pe stadion în areni, vor fi mai multe, pe areni, stadionul areni, vor fi mai multe ateliere, 10-20 de ateliere de acordare a primului, să înveți să acorzi primul ajutor, cu ce ai de făcut la descarcerare. Adică tu, omulețul de pe stradă, dacă în fața ta s-a întâmplat în momentul ăla un accident și tu ai ajuns acolo, ce și să cum știi să faci. Cum să-l ajuți pe ăla care e acolo. Să nu faci rău, în primul și în primul rând, înveți ce să nu faci și ce să faci până când ajung echipajele de intervenție. La fel, vezi ce să faci la incendiu, ce să faci la cutremur. Deci un, oricât ai citit, oricât ai încercat să studiezi pe tema asta, până nu niciodată vezi... Niciodată nu ești pregătit. Niciodată nu ești pregătit, pentru că primul lucru pe care trebuie să nu-l faci este să, să nu-ți pierzi calmul. Asta e lucru pe care... foarte ușor de spus, dar atunci și îți pierzi calmul în primul rând pentru că nu știi ce ai de făcut. Ori în momentul în care tu ai fost acolo, în loc să te duci să stai pe bancă în parc și să mănânci semințe, poți să te duci să petreci caravană jumătate de oră, 10 minute cu... Practic vei acumula foarte multă informație. Informație utilă. Utilă. Îți arată niște oameni specializați în asta ce trebuie să faci. Sunt lucruri foarte simple, care se pot face foarte ușor, nu ai nevoie de o pregătire specială pentru asta, de la, eu știu, cum să folosești instinctorul de mașină, cum să folosești trusa medicală pe care o ai în mașină și pentru care comentezi de fiecare dată când trebuie să o cumperi sau să o reîmprospătezi că au expirat toate alea și la dracu, dacă nu mi-a folosit niciodată, am de 10 ani în mașină și n-am avut nevoie niciodată de ea, de ce să o mai împrospătesc, de ce să-mi iau astea Chietul care au ieșit din termenul de valabilitate. Uite că n-ai folosit-o 10 ani, o folosești în prima zi din al 11, ai nevoie de an 11-a, în prima zi din al 11-lea an și te uiți și vezi că ai vrea să o folosești și n-ai cum. Doamne ferește să nu fie nevoie. Mai bine să o ai cu tot ce trebuie. Doamne ajută să n-ai nevoie, da. Sau Doamne ajută să n-ai nevoie. Deci la cutremur, la inundații, la incendiu, se pot întâmpla atâtea. Trăim într-o lume absolut nebună. Da, ții minte că a fost la un moment dat Raed Arafat, a fost stigmatizat așa pentru că a spus, Doamne, ar trebui să existe resursă de hrană pe undeva pe vreo 6 zile. Doamne, știe să ceva de cutremur și nu știm noi? Da, da, da. Sau, nebunia noastră conspiraționistă dintotdeauna. Doamne, toată adică lumea se întâmplă. Uite ce ne-a panicat, că a zis. Deci, Doamne, e cumplit ce se întâmplă. Sunt aceste planuri de protecție civilă și apărarea populației sau protecția populației care se actualizează periodic. Am văzut, a fost acum vreo săptămână, era invadat internetul că ce știe Germania și nu știm noi, că le-au cerut ministerul lor de protecție civilă, le-a cerut să-și facă provizii, rezerve de hrană, rezerve de apă, că de ce le-a cerut să-și facă rezerve de apă? De aia că din 2009 n-a mai fost, sau 2005 n-a mai fost actualizat planul ăsta de apărare civilă și acum i-a venit termenul, a expirat ăla vechi, s-a actualizat ăsta nou. Dar dacă nu te uiți și nu
nici nu trebuie să te uiți foarte atent, să știi să citești. Că-ți spune acolo, da, cu liniuță de la capă, de ce trebuie să faci alea. Uite, s-au întâmplat, au fost atentate, a fost cu tremurul din Italia. Deci lumea este în permanentă schimbare, se întâmplă lucruri. Trebuie să fii pregătit, îți majorezi, îți maximizezi șansele de supraviețuire dacă înțelegi și respecti câteva principii minime, fără nebunia asta conspiraționistă, că nu știu, noi suntem dacii liberi și toată lumea conspiră împotriva noastră. Gând să dacii ne liberi. Să ne fure, să ne omoare, să ne ia țărișoara, să ne nu știu ce Dumnezeu să ne mai facă. Se poate întâmpla, se poate întâmpla un cutremur de mare amploare, se poate întâmpla un atentat, se poate întâmpla să fie inundații, se poate întâmpla să-ți cadă un meteoritul, un avion rătăcit să distrugă un sat, de exemplu, să ai dărâmături și să fii nevoit tu să-l cauți pe vecinul tău acolo sub dărâmături și să-i dai ajutor până când vin echipele de intervenție, să te gândești că și cei care sunt angajați pentru asta nu-i clonezi așa, dacă se întâmplă o nenorocire, clonezi și peste noapte îți apar și îți lucrează acolo, că tu, ca simplu cetățean, trebuie să știi ce să faci. Uite, în Italia, la cutremurul din Italia, la matrice, au acționat foarte, foarte mulți voluntari. Fiecare știe ce are de făcut. Au lucrat cu foarte mulți câini care știu ce au de făcut, specializați în căutarea persoanelor sub dărâmături. Noi câți avem? Unu. În județul Suceava există câinele Oli la ISU, care este specializat în a căuta persoane sub dărâmături. Nu sunt atât de mulți voluntari, poate în București mai sunt tot felul de cluburi din astea care au și acest segment acoperit. La noi nimic. La noi mai puțin. Și știi cum ziceai, de nu știu ce am zis eu, meteoritul, dar uite, și mi-a dat drum la publicitate, regia, calm, fără nicio problemă, să presupuneai că să punem rău în față, știi? Adică ăsta e spitalul, aici toți doctorii sunt toți pregătiți și aici să facă o dată poc. Ce faci? Și mai faci o dată poc și pe stadion când e multă lume. Ce faci? Cum faci dacă nu ai niște noțiuni elementare de a ajuta asta, pe seamănul tău aflat în dificultate? Pe cel de lângă tine, propria ta familie, să-ți ajuți copilul tău. Se neacă, copilul tău mănâncă și îi rămâne un măr în gât. Ce faci? Până derulezi să vezi albă ca zăpada ce ai de făcut și toate alea, s-ar putea să fie un pic cam târziu. Asta se învață pe stadion sâmbătă. Sâmbătă de la ora 10 la 13 și pe Esplanada Culturii, Casa de Cultură, între orele 14-18, și, deci dimineața 10-13, iar duminică 18 septembrie pe Esplanada Casa Culturii de la ora 12 până la ora 16. Cu alte cuvinte, un program îndestulător. Participanții vor învăța ce au de făcut în caz de cutremur, incendiu, inundații sau și alte dezastre. Există și acest centru mobil, care înseamnă o mașină așa imensă. Da, foarte spectaculoasă. Unde găsești tot ce ai nevoie pentru prim ajutor, inclusiv simulatoare. Se învață și pe simulator și vor fi dezastre, vor fi simulate și vor fi imagini cu ce se întâmplă, ce se poate întâmpla și cum intervii. De exemplu, pe un stadion, în câte minute ajunge focul, un foc pornit așa de la un scaun de ăsta de plastic, în cât timp ajunge focul să cuprindă tot stadionul? Câteva minute, 2 minute jumătate. Cred că durează, sau 3 minute, până se extinde la tot stadionul. Ce faci dacă ești acolo, ești la meci, tu cu copilul tău și cu vecinul tău? Cum acționezi? Deci asta înveți. Cum acționezi și cum reacționezi? Corect. Sunt foarte... De la ce vârstă copiii pot fi aduși ca să... Oricine. Este deschis pentru oricine. Voluntarii de la SMURD vor fi acolo, personalul de la ISU, pompierii militari, personal de la școlile sanitare din Suceava, de la UPU, de la ambulanța de la Suceava. Deci vor fi foarte multe ateliere cu oameni care știu ce au de făcut și care îi învață pe ceilalți cum trebuie să procedeze într-o situație de urgență, care poate să fie că ți-a luat foc în bucătărie, ai uitat o oală pe foc și s-a aprins perdeaua din bucătărie, s-a aprins totul. Ce faci în situația aia?
tu, gospodina, care ești singur acasă, sau copilul tău de 11 ani, 12 ani, care e singur acasă. Ce face el dacă se întâmplă o astfel de situație? Era la calculator și a pus mâncare la încălzit când a venit de la și școală. A uitat de ea și s-a aprins tot acolo. Ce face copilul? Adul pe stadion ca să învețe ce trebuie să facă. Asta pentru a-și proteja viața și de ce nu pentru a proteja și viața celor din jur. Publicitate, revenim.